Numărul polițelor obligatorii de locuință emise la nivelul județului Hunedoara în ultimele zile, după ce două cutremure puternice s-au resimțit și aici, urmate de numeroase replici, au crescut considerabil. Gradul de conștientizare a populației cu privire la asigurarea locuințelor, dar și a bunurilor în caz de dezastre, a crescut, ajungând la 30-40%. Interesul pentru a-și achiziționa o asigurare de locuință a crescut. Gradul de conștientizare a necesității acestei asigurări a crescut și pot spune așa ca o pondere între 30 și 40%, atât pentru asigurările obligatorii, cât și pentru asigurările facultative. Dacă vorbim despre o statistică, la, știu eu, iunie 2022, din fondul locativ al țării, doar 20% cuprinde asigurările obligatorii și 17% cele facultative. Numărul solicitărilor a crescut considerabil, un singur inspector de asigurări încheind și 6 astfel de polițe pe zi. Pot fi 5-6 și mai multe asigurări pe zi și dacă nu reușim, îi programăm la alte ore și zile ca dumnealor să poată să beneficieze de aceste asigurări. Interesul este crescut atât pentru locuințele în blocuri de locuințe, cât și pentru case. Pot să spun, din punctul meu de vedere și ca și experiență, solicitarea a fost mai mult la case. Dacă e să facem un clasament al interesului asigurabil, a riscului asigurabil, cutremurul este unul din prioritizările cetățenilor, însă pe locul întâi, cu 55%, este teama de incendiu. După aceea vine cu 50% cutremurul și cu 35% vijelii și alte intemperii. Majoritatea locuințelor din România nu sunt asigurate în caz de cutremur. Din cele 9,6 milioane de case și apartamente, câte sunt în total, conform Institutului Național de Statistică, doar puțin peste 1,8 milioane au o poliță de asigurare obligatorie.